făcută la această oră în care nu s-a marcat. Au nevoie de pauză cei de la Voluntari, vedem dacă o apucă la 1-0 sau la 2-0. Este o ratare uriașă. Se face până la urmă 2-0. Colaborarea a fraților Meleche. Ratează Ulrich și înscrie celălalt Meleche. Aimar, 2-0. Se verifică ceva. Aimar Meleche face 2-0. Chindia, INB. Dar să vedem dacă nu e ceva neregulamentar aici. Nu, nu. Nici vorbă. Esteban Orozco îi scoate pe toți din offside. Colaborarea fraților gemeni Meleche, 2-0 pentru Voluntari. Chindia ar avea nevoie de un miracol pentru a putea să mai revină. A jucat slab, apăsată de miză. Nu are niciun lot suficient de bun pentru ca Toni Petrea să poată să schimbe ceva. Este 2-0 pentru Voluntari și șansele târgoviștenilor de a continua în prima ligă sunt minime. S-ar putea să se salveze FC Argeș, care la un moment dat părea condamnată. Bun, să se salveze într-o primă instanță. Pentru că după aceea joacă baraj, fie cu Oțelul, fie cu Dinamo. Eu nu văd nimic neregulamentar aici, nu văd la ce se mai uită. Să fie atins mingea cu mâna. Dar numai că nu-mi dau seama unde s-a întâmplat această fază. Da, a atins mingea cu mâna. Cam departe, eu știu, contează. S-ar putea să conteze. A atins mingea cu mâna în mod evident Meleche, dar golul se validează. Cred că